Bună ziua, bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului Local din luna mai. Așa cum știți, avem nevoie de semnarea unui nou președinte de ședință care se conduce ședință în următoare 3 luni. Pentru a-i da cuvântul și a desemna, vă rog frumos să faceți nominalizări. Doamnă Bucur. Domnul consilier Eremie, în continuare să meargă. Mulțumesc. Dacă mai sunt alte propuneri, supun la vot propunerea doamnei Bucur cu privire la desemnarea domnului Eremie ca să conducă ședințele Consiliului Local. Da, să vă ajut, băi. Mă puteți și eu știu. Cine este pentru? Domnul președinte, vă dau cuvântul. Supuneți aprobării procesului verbal ale ședinților anterioare și cu mențiunea că avem și o suplimentare pe ordinea de zi. Mulțumesc, domnule primar. Supun la vot procesul verbal de data de 18-a 4-a. Cine este pentru? Și procesul verbal din data de 9-a 5-a. Da. Începem cu ordine. Supun la vot și suplimentarea de pe ordinea de zi. Cine este pentru? Avem un control. Începem cu ordinea de zi, dau ce pe ordine de zi. Pe punct era proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. Peste 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local sau unui curavăi pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul de investiții alimentare cu apă, localitățile Temelia, Pătrinata, Mucocești, Umbrava și Capta, Comuna Burăvăie, județul Bacău. 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea activității delegatului sătesc în cadrul Comisiei pentru Programele de Dezvoltare Economico-Socială, Buget, Finanțe, Administrație Publică Locală, Juridică și de Disciplină, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunei. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, lucrări amenajare exterior, clădire administrativă, strada Pătrășcani, în Cătunul Pătrășcani, Comuna Burăvăie, județul Bacău. 5. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local al Comunei Burăvăie, numărul 27, din 16.03.2022, privind utilizarea excedentului bugetar al Comunei Burăvăie, rezultat în încheierea exercițiului financiar al anului 2021. Suplimentarea privind aprobarea contribuției Consiliului Local al Comunei Burăvăie la finanțarea activității de protecție de tip rezidențial al persoanei cu handicap. 7 diverse. Cine este pentru? Toate. Începem cu proiectul de hotărâre privind aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local al Comunei Burăvăie pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul de investiții alimentare cu apă, localitățile Temelia, Pălținata, Mătrucești, Dumbrava și Capăta, Comuna Burăvăie și Cimacău. Domnule primar, aveți cum. Da, mulțumesc, domnule președinte. Știați de proiectul de hotărâre de când v-am spus de el, în momentul adevărului, Consiliul ăsta, Ministerul Dezvoltării, nu a aprobat să mai deconteze ce a decontat încă o dată. În sensul că ceea ce este pe contract, nimic în plus, nu se va mai aloca de la Ministerul Dezvoltării, decât la momentul cheltuirii 85% din bugetul alocat. Am o speranță că ne vor mai da bani, dar nu acum. Fapt pentru care s-a refăcut devizul general. N-aduc aminte că cu foarte mare lejeritate domnul Mihalcea la ședința când s-a aprobat ora trecută ai 2 miliarde și ceva, nu era 2 miliarde și ceva, e vorba de 26 de miliarde, cheltuiel neeligibil la bugetul de stat. Și ca să vă explic cum funcționează treaba, așa, în termenii cei mai scurt, pe primul contract, Ministerul Dezvoltării a alocat 63 de miliarde, din care s-au decontat 11, fosta lucrare, a mai dat 13,5 miliarde prin act tradițional, iar lucrarea s-a licitat cu 80 de miliarde conform deviziului actualizat la zi. Pe cei 11 miliarde decontați de către Minister pe prima lucrare din stat nu mai dă a doua bani, nu este vina Ministerului Dezvoltării că lucrarea nu s-a încheiat sau că are rațiuni în execuții privitor la acea porțiune de conduct care trebuie extrasă,
o altă proiectare nu-ți mai dă nimeni bani pe ea, alte avizii nu mai primești, expertiza tehnică nu a fost decontată de către minister, acestea sunt cheltuielile noastre proprii și diferența de preț de la data când am gândit noi de vizul undeva în trecut prin toamnă până la data scoaterii la licitație. Sunt 26 de miliarde. De recuperat avem 11, zic eu, pentru proasta execuție cu fostul constructor, dar ăștia sunt în viitor. S-ar putea să suntem mai siguri că mai recuperăm banii? Nu, nu sunt sigur de nimic, dar eu fac pași. Așa că Ministerul ne-a dat 64 de miliarde 220, 26 miliarde 700 până în noi. Exact ce v-a spus la bun început, că o să suportăm pe buget local cu o singură, așa, cu o singură virgulă, când o să atingem 80% din bugetul cheltuit, o să mai fac o solicitare de mai la niște sume. Între timp, guvernul, să știți că actualizează prețurile. Deja din clipa de față nu o să mai fie lacune în diferență de la licitație la execuție, pentru că nu suportăm noi banii. Pe OG47, care am aprobat și ședința anterioară adițională, guvernul suplimentează sumele și nu o să fie probleme. Sper ca din suma asta, 26-700, măcar 10 miliarde de lei de la Ministerul, să dăm noi cu efortul nostru bugetul local 16 miliarde și suntem ok. Constructorul cum stă cu... Constructorul lucrează foarte, foarte bine. Îmi place cum se comportă și cu administrația locală, îmi place și cum se comportă în teren. Îmi place cum, în primul rând, lucrează foarte murdar, ca să zic așa. Lucrează, ține cont de faptul că le-am cerut să lucreze cât se poate de curat. Iar în clipa unde rămân probleme de teren, intervine imediat cu utilajele și le aduce cât de cât la starea inițială să fie practicabile drumurile. Ați văzut drumurile la Văsâi, pe unde s-au mai băgat acolo, chiar o percutat destul de bine. Unde trebuie să facă, nu știu, jumbuș lucruri. Vine cu notă de constatare, împreună cu domnul Panțăr, ne uităm pe ele, vedem dacă sunt eligibili, mergem la proiectantul de soluții, cum e zona, strada bisericii. Acolo, evident că trebuie refăcut drumul la starea inițială, pentru că sunt bani decontați din fonduri europene. La fiecare 500 de metri, v-am spus, face probe de presiune, ceea ce contează foarte, foarte mult în economia totală a conductei. Așteptăți de până prima situație de lucrări la decontat, încă n-au depus, au spus că vor să mai lucreze puțin și au comandat rezervoarele. Am fost contactat de către reprezentantul lor pe partea electrică pentru obținerea ATR-urilor, avizul tehnic de racordare de la EON pentru spalul. Avem pe bazinii grupului de pompare și stații de pompare care o să împingă apa către ele. Aș vrea să mă mișc un pic din timp pentru că EON se mișcă destul de tardiv în a da acel aviz și a face raportul. El și-o cam pregătit totul. Eu cred, la modul cum se lucrează și în discuții cu directorul, cu CEO-ul companiei, eu cred că lucrarea este cât se poate de fezabilă, realizabilă la sfârșitul acestui an, așa cum am promis. Foarte mulțumesc, da, Dumnezeu. Încă ceva, astăzi am renunțat autorizația de construit, pentru că ieșise din termen, a fost pandemia și s-a înscris în legislații. Avem încă un an după 6-6-a. Deci până în 6-6-2023. Deci, din punctul ăsta de vedere al autorizării și astea... Toatele suntem bine și cred, v-am spus, cred din tot sufletul că, așa cum am spus, octombrie-noiembrie, capa o să curgă la Dumbrava, capta, temelia, motocești, pe urmă. Ce temelie am spus. Primar, mai sunt înscrie la cuvânt? Bun, eu aș la proiectul ăsta de apă, trebuie să facă două probe. Prima probă de presiune care se face la 19 atmosfere, fiindcă circulația este la 6 atmosfere, nu trebuie să dureze vreo 24 de ore, din 500 din 500 de metri, și a doua cordilă trebuie să știe mai mult. Și a doua presiune, a doua probă, se face la presiunea de lucru, 72 de ore, pe același tronson. Asta o face în funcție de cerințele care le-au în proiectul tehnic. Nu era un proiectul tehnic. Ceea ce îi impun acum la 500 de metri la fiecare le-am impus-o eu, nu este prevăzut nici în pentru sarcini, nici în proiect, e doar pentru a mă asigura că nu mai pățesc ce am pățit cu fosta conductă. Deci programul ăsta de stat și de inspecția de stat în construcție. Deci la modificare. Și apropo de asta, vechea construcție. Deci vechea e conductă pe care s-a făcut. Cum s-a tăcut. Așa va afecta toate celelalte sate. Și orice explozie la o conductă din gura băie va afecta toate satele.
orice alte, deci... Conducta din gura, conducta din gura vâii... primar. Cum? La circuitul primar. Dar bineînțeles. Conducta din gura vâii nu mai prezintă niciun loc unde poate pocni, pentru că am electrofuzionat-o toată. Deci era vorba de îmbinările cap la cap care nu au fost făcute. Asta a pocnit până acum. Toate îmbinările cap la cap care nu au fost făcute pe termenul procedural, adică pe timpul de lucru. Iar noi, și fostul primar și eu, de când am intrat primar, am înlocuit toate minările cap la cap. Sunt făcute prin electrofuziune. Cei care sunteți în domeniu știți foarte bine că la minările cap la cap sau electrofuziune cedează conducta și nu cedează îmbinarea de electrofuziune. Au fost făcute cum trebuie. Deci acum sunt făcute ok, n-am mai avut avarii de ceva timp și sper să... Nu spun într-un ceas rău. Oricum, conducta de gura făii aduce apă până într-o stație de pompare care e undeva la baza bazinului de la Pătrășcani și de acolo va pleca cu pompare către Sârboaia și acolo va pătrăna, dar intrare și capăt. Deci am regândit puțin proiectul ca să nu las în atâta presiune atâta kilometri de conductă. Nu, dar nu mai corespunde presiunea de când curaj, ce s-a întâmplat cu schimbarea de conducte de la Valea Buzău, nu mai corespunde. Deci nu mai era de 7,5, ori nu la 6,8. Și atunci au trebuit să recalculeze ca să aibă putere de urmă. Înseamnă că desfarea de rapot, în atac? Nu. La TVR-a nu. Nu, apare una, a apărut una în plus la baza rezervorului, la Pătrășcani. Asta de aici. Deci apare la Pătrășcani, un lucru și restul se menține la restul se menține. Și acum, bazin de fine 200 de metri cu fiecare, eu vă spun că văd în gura voi. Când Raja rămâne fără apă la Onești, la noi mai ține încă 2-3 zile de rezervor fără probleme. Deci fără probleme. Nu pot să dați un nou rezervor. Mulțumesc. Mulțumesc. Mulțumesc pe la cuvânt. Supun la vot. Cine este pentru? 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea activității delegatului județesc în cadrul Comisiei pentru Programe de Dezvoltare Economică-Socială, Buget Finanțe, Administrație Publică Locală, Juridică și de Disciplină. Administrarea domeniului public și privat al comunei. Inițiator, domnul primar. Domnule primar? Da, în expunerea mea de motive, în referent de aprobare, ați găsit motivul pentru care însă am fost supuși auditului financiar și încă suntem al curții de conturi. Dintr-o părere, o interpretare diferită a legilor, ne-au solicitat cu titlul pe viitor, acum nu am putut asume, ca și delegatul sătesc, pentru că așa spune legea, că ești plătit ca și consilier local pentru o ședință de comisie și o ședință în plen, să regăsească semnătura pe o comisie. Eu oricum votul este consultativ, dar, mă rog, se impun aceleași reguli ca consilierul local. Fapt pentru care am inițiat proiect de hotărâre ca să-l și înaintez ca hotărâre celor de la Curtea de Conturi să vadă că totuși am ținut cont de sfatul lor și am propus la Comisia pentru Comisia 1, Comisia Buget Finanțe. Mulțumim. Înscrierea la cuvânt. Eu nu fac să zic ceva. Dar ai imputat bani până acum, nu? Nimic. Nu-mi era foarte. Era foarte mult, tot. Supun la vot proiectul. Cine este pentru? 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, lucrări, amenajare, exterior, clădire, administrativă, strada Pătrășcani, Cătun Pătrășcani, în comuna Gura Vâi, județul Bacău. Domnule primar? Da, e aceeași școală Pătrășcani. Nu eram atât de mulțumit de vechiul deviz. Am și eu și domnul secretar am constatat faptul prin suport cam mare pentru ceea ce de făcut și am dispus reverificarea documentației economice și am constatat o eroare împreună cu domnul Panțăru. Din deviz a fost introdus o suprafață foarte, foarte mare de plasă de muzeu. Deci diferența de la fosta hotărârii la actuala hotărâre, de aproape un miliard, era vorba de plasă din Buzău, care în loc de 64 de metri pătrați, s-a bătut în zero și apărea 64 de metri pătrați. Și am reverificat documentația, eu vă dați seama că m-aș bucura când am văzut eroarea. Nu că acum înțelegeam creșterea prețului, dar parcă totuși era destul de consistent ca și valoare. Acum aveți altă valoare, 200 de kilometri. Pe așa gardul în spate. Da, dar nu puteam să-l scot din mine. Am zis ce fac. Îi lucrând de întreținere, nici notă de renunțare nu puteam da. După aceea, pe telecontul public, ai umflat devizul artificial ca să-ți nu știi ce să obții. Omule cu ceasă. Și am abrogat prin această hotărâre, abrogăm hotărârea veche și dăm nou deviz care este mai mic cu miliard. Mulțumim, domnule primar. Dacă spuneți că e la nu.
Propun la vot proiectul numărul 4, cine este pentru? Mulțumim. 5. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local al Comunei Bravoiei, numărul 27, din 16.03.2022, privind utilizarea excedentului bugetar al Comunei Bravoiei, rezultat la încheierea exercițiului financiar al anului 2021. Inițiator, domnul primar. Domnul primar? Da. Am ajuns la această soluție datorită legii 273/2006, care nu permite să fac rectificare de buget decât începând cu trimestrul 3, adică cu 1-7, și totuși mă simt presat și de controlele care le-am avut și de evoluția lucrurilor în comună. De exemplu, să vă dau un exemplu ce nu am gândit inițial. Am avut controlul arhivelor naționale cu privire la vizarea lucrării de selecția fondului arhivistic. Nu mai ai voie, în primul rând, să rupi documente. Trebuie să ai distrugători de documente, pentru că dacă în cadrul unui document rupt îți iese vreun CNP și un nume a cuiva, ai sfeclit-o cu GDPR-ul. M-am uitat pe niște site-uri de la un distrugător de documente, eu am schimbat vreo 200-300 de lei, am avut la magnă. Sunt foarte costi situate. După care, fetele la taxe și impozite, la un timpul controlului, eu am avut de lucrat numai pe machete, în general, și domnul Panțeru, și numai pe machete A3. El nu avea A3 niciunul. Am stat toată lumea asta pe capul imprimantii care la mine în birou. O zăpăcit-o și o cutie de conturi și toți angajați la copii. Vreau să mai cumpăr o multifuncțională în primărie urgent, care să deservească compartimentul taxe și impozite, șatistii publici și la domnul contar, încercăm așa să le sistematizăm. E vreo 15.000 de lei. Inițial am gândit în votarea de buget că o să schimbăm numai două stații de autobuz. Acum ne-am hotărât să le schimbăm pe toate. Toate fac parte din această, zic așa, acest tertip de a face o rectificare fără să facă o rectificare de buget. Banii vom pune înapoi cu 1-7 în prima ședință din iulie, când vom rectifica bugetul, când ne dă voie legea 273. Mulțumim, domnule primar. Înscrieri la cuvânt. Supun la vot cine este pentru. Suplimentul referitor de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției Consiliului Local al Comunei Bravoiei la finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap. Știți despre ce e vorba? Acum, în fiecare an, asocierea cu Consiliul Județean Bacău de SPC pentru copiii pe care avem, fii cu handicap în centru de clasament, fii bătrânii pe care avem în centru de SPC, fii copiii instituționalizați, știți foarte bine cazul Șerbu de la Dumbrava. În fiecare an trebuie să aprobăm un model de Consiliul Local, contractul pe care îl semnăm cu Consiliul Județean și noi avem partea noastră de cofinanțare 35%, 65% cu Consiliul Județean. Oricum, costurile, să știți că sunt destul de însemnate, sau se ridică, în ce am văzut, la vreo 7.000 de lei de copil, de persoană, ca nu zic de copil. Ar fi bine să nu mai avem cazuri de astea, pentru că, să știți, impactează destul de mult asupra bugetului local. Colegul meu de la Trigovna chiar întâmplă probleme referitoare la plată, iau și centrul de copii acolo. Au autocotizat sume importante. Ar fi bine, totuși, ca părinții să-și vadă cât de copii și să nu mai ajungem la situații în care se internăm de 4-5 ori în centru de plasament. Mulțumim, domnule primar. Înscrieri la cuvânt. Supun la vot. Cine este pentru? Doamne. 7. Interpelări. Petiții. Avem o petiție. Petiția numărul 4637 din 29.04.2022, emisă de Asociația pentru Dezvoltare Locală, Mănăstirea Cașină. Domnule primar, am primit o solicitare de colaborare, zic eu, din partea Asociației pentru Dezvoltare Locală Mănăstirea Cașin, semnată chiar de un băiat foarte implicat din zona respectivă. Aduc aminte că în trecut și Bravoi a aprobat la un moment dat. Sigur, nu e ca Pietru Anea la Radu? Mă rog. Un băiat cu renume, în primul rând, e vorba de Cristi Blănaru, pe care toată lumea știe la Mucuraș și Mănăstire, cu care participă la concursuri naționale și chiar e pasionat de dansuri. Nu mă obiez, nu. Acum am sfântit, înainte să inițiez un proiect de hotărâre, am stat și a zis că să vă cer sfat.
Eu consider că pe raza comunii mai avem tineri care ar merita, copiii tineri care ar merita să facă parte în dansul popular. Evident că putem reînvia, sincer, îmi cer scuze, nu mai mi-aduc aminte cum se chema ceva cu Gura Băi, dar nu mai țin minte cum se chema, a fost discuția la primul care îi spune. Creșul e Gura Băi. Nu, Creșul, nu, altfel se chema. Formația care a fost înființată din fostul Consiliu Local și am luat o colaborare cu doamna Petrona Radu. Mare, stuie. Ceva, oricum, ceva cu Gura Băi. Nu s-a mai continuat, facem partea a doua. Avem varianta în care obținem acea denumire și reînviem hotărârea de Consiliu Local la data respectivă sau venim cu altă propunere, nu e nicio problemă. Ideea e că se va face un contract de colaborare deschis, transparent, trecut prin Consiliul Local, vom ști exact ce sume se plătesc, ce obligații au părțile, nu vreau să mai iasă discuții că plătește și primarul, plătește și părinții, și părintele și nu mai știu ce. Trebuie să fie lucrurile foarte transparent făcute. Chiar o să iau legătura cu cine s-a ocupat la Mănăstirea Cașin de proiectul ăsta. Nu pot să spun că nu sunt de acord, pentru că îmi place ideea asta și știu ce poate să facă Cristi în materie de coreografii și dansuri populare. De asta aș vrea să vă ascult părerea. Nu va fi un impact bugetar semnificativ. S-o bucă de proprie, are problemă. O să avem patru semestri și eu asta spun, că este, ar fi păcat să nu exploatăm momentul, cunoscând persoana și o puteți urmări oricând pe Facebook și căutați Cristi Blănaru și Mugunaș și Mănăstireni să vedeți unde au ajuns, unde se duc, unde s-au reprezentat comuna Mănăstirii Acașă. Eu o consider de bun augur. Acum părerile le ascult. Să ceapă Consiliul Local să învețe să danseze. Mulțumesc, doamne, urmați. Doamne, este binevenit o astfel de idee. Îmi pare sincer că în 2008 am participat când copiii se făceau la nivelul Oneștiului Confluențe Trotușeni. Am participat la concursurile făcute acolo vreo 2 ani, parcă, sau 2 sau 3 ani la rând. Am primit în ele numărate premii, întâi, cu copiii din Dubrava, Gura Băi, Temelia. Nu ne-a trebuit instructor coregraf, nu ne-a renumerat nimeni, nu ne-a dat nimeni o bomboană, ne-am plătit și ne-am susținut singuri, am reușit să promovăm. Mi se pare bună ideea, dar întreb, dacă domnul Cristian Zanaru este din localitatea Mănăstirea Cașin, dacă va participa vreodată la un concurs, pe cine va promova, pe Mănăstirea Cașin sau pe Gura Băi? Că s-ar putea la un moment dat copiii noștri să fie mai buni, dar să fie exact ca la fotbal. Când primul fotbalist îl cumpără clubul și îl ține acolo ca să nu mai facă performanță. S-ar putea să fie același lucru și aici. De parte de mine să mă gândesc așa, vă spun sincer pentru asta. Eu cred că ar fi mai bine ideea să fie susținută în cadrul comunei, dar un instructor din comună. Nu neapărat trebuie să aibă acum. Avem. Nu știu, dar copiii sunt pasionați, mai sunt copii care promovează sportul popular, mai sunt și care sunt interesați de dansuri. Nu are hârtia la mână că vai de bine, este instructor, coregraf și așa. Dar se pot găsi o soluție și se poate interesa la... Și dacă se încheie un parteneriat cu domnul acesta, să aibă și pierdă. Nu știu, cineva responsabil și de la noi din comună, zic eu. De la cine vă referiți din comună ca și instructor? Tot un profesor, dar era doamna Păpacea din Pătrișcan. Nu neapărat, acum a trebuit să am câteva nume cu care pot să vă spun așa, dar nu neapărat trebuie un nume acum. Ca așa activitate, eu cred că s-ar putea face și pe raza comunii noastre. Adică nu știu. Dacă îmi dați voi să vă dau și un răspuns referitor la că s-ar putea rezolva și în comuna noastră. La nivel de declarativ, da, se pot rezolva multe. Dacă e vorba să chiar să te implice cineva, fug ca potrânicul. Deci asta o văd de un an jumătate, nu, și bine, o știu din totdeauna.
La noi, la Bravăi, poate potențial există, dar cineva să-și asume, nu. Asta vă spun eu. Nu, deci noi nu-și asumă nimeni. Dacă poți să treci viața cât mai comod, fără să deranjezi nimeni, chiar e bine. Și o să vă spun din experiența datelor și obiceiuri de anul trecut. Tot am mai lăsat așa niște idei. Dom'le, ar fi frumos să apară în fața primăriei și câțiva copii la școală. Eu ăla n-are timp, ăla nu se mai ocupă, dar cine vine... Adică, știți cum, am ajuns la soluția asta... Au fost și 2 ani de pandemie și legăturile astea au dispărut cumva și organizarea de evenimente au dispărut un pic, pentru că nici noi ca școală nu mai avem voie să le facem la școală, la nivelul școlii. Da, vă evite să le facem la nivelul comun. Mie mi-e teamă de un singur lucru, că nu prind nici asta și nu o să prind nici pe cineva din comun. De asta mi-e frică, vă spun sincer. Nu că mă dau acum peste cap, să fac neapărat, să facem o colaborare. Totuși, pentru 2000 de lei, pe unul, dacă se anunță un pic unde trebuie, eu zic că... Da, vin, deci, cu legal, asociație, frumos, pot deconta, nu așa că dă din buzunar, cum făcea Mihal, ce-a scotea din buzunar, de unde, nu, eu plătesc pe primării, transparent, legal, spun de la bun început. Da, să ocupi și din copii. Oamenii vin, nu discutăm cu... Deci eu nu fac că ia, îi mai dau eu, îi mai dă ăla, să vin asta plătește. Câți copii vor fi, pasă culeagă dacă vin la Bravăi. Dar totuși se ocupe, la din contractul ăla de copii. Poți să ocupi de copii, nu așa, ia, așa, 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 cursurile vor fi aici, la Bravăi. Da, deci este una din condițiile pe care am pus-o. I-am spus că e până la dispoziție și spațiul dorește, e până la dispoziție ce logistică dorește. Condiția este ca aceste cursuri se desfășoare pe raza comunii, se poate trimite microbuzul în comună, se adună, colaboră, se ducă. De asta am spus, protocolul de colaborare va fi unul asumat cu obligații din partea ambilor părți, cu drepturi din partea ambilor părți. Eu las așa. Uite, nu inițiez la următoarea hotărâre. Aștept să mă contactez în public, spun să mă contactez cineva din comuna Bravăi care este dornic să se ocupe de copii, dar să și găsim o formă legală să rămânem. Legal. Eu nu lucrez decât legal. Adică să scot eu din buzunar 2000 de lei pe lună, n-am de unde, vă spun sincer. Pe primărie avem de unde, dar legal. Domnule preparator, își propun, dacă se poate aștepta 7 zile, e suficient, dacă... O să aștept și pe următoarea ședință. Pe următoarea ședință. Amânăm o lună de zile la următoarea ședință, dar își face, publicăm, cum face? Deci persoane care știți... Vine la primărie, discutăm și se implică în viața comunității locale, dar asumat, v-am spus, deci asumat, ca la carte. Adică dacă ai luat de frâu taurul, îl duci până la apă. La... Da, mulțumesc. Mai sunt o scriere la cuvânt? Să o punem la cuvânt? Domnul Damas, cuvânt. Cine ar fi instructor sau ce ar fi? Dacă se ocupă de copiii din gura voi și poate face formații de dansuri sau poate cineva mare harul de a cânta frumos să mai, sunt cel care, copiii care vor dansa sau vor cânta, cânte sub sigla comunei gura voi. Să aibă fără discuții, vor cânta sub sigla comunei gura voi. Da, și să reprezinte comuna, dacă tot... Haideți să vă arăt doar diferența, o sesizați din context. Asociația pentru dezvoltare locală. Știți ce este? Este un ONG. Știți cât e ONG? Știți cât e ONG este registrată pe raza comunii Bravăi? Niciun. Doar de aici vă trag o concluzie. Cât de deștept suntem? Nu, cât de nu deștept. Cât de implicați suntem? Cât ne luptăm. Cât de implicați am fost? Domnul primar, faci potcăniere, pe care îl văd pe Facebook. E această fată din Băltinata, pe care o cheamă, cred că, cum o cheamă? Teodora Chelmuș. Deja când, la Hotel Park, la aia, și ar putea să spună, uite, sunt pat din Bravăi, la o așa, o chestie. Ea când e invitată la evenimente, am văzut-o pe Facebook, la diverse evenimente, cât mai restrânse, cât mai publice, la anunț. De ce să nu... De
ce să nu-i punem și oarecum emblema în spate că aparține Comunii Gravăi și totuși am contribuit și noi ca și Consiliul Local cu ceva. Și probabil mai sunt, nu-i cunosc. Deci nu-i cunosc, dar sunt convins copii buni mai sunt. Și nu ne rezumăm la clasele 1-8, să știți. Ne rezumăm până ne ducem până la clasa 12. Acum să vedea și n-ar fi frumos să vedem un Jianu la date și obiceiuri am ăsta? No, cred. Nu se știe. Foarte credut din asta, doar. Nu mai știi. Da, generația asta, dacă știi, omul... Cărțile le-am găsit, să știți. Cum veți. Da, diferit, la prima băie, până la... Da, diferit, dar nu contează. Când ne-am căsătorit acum cu câțiva ani, la 3 ani, să zicem, nu știi un cavalier de să clopoșea. Da, diferit. Nu știi ce! Hai, o să-ți aduc eu dacă vrei. E și vina dumneavoastră, că l-ai lăsat de spate. Ba da! Știm ce e. Ce e vina? Știm, dar... Eu că am tot... L-ați mai povestit privat? L-ați mai învățat tot? Eu am spus-o. Pe altcineva l-ați mai învățat? Trebuie dat din generație în generație, dar frumos. Ce e? Să spunem vreau. Acum... Că vinii mirile la terasă... Sigur. Maxul până la valeri, spune că eu și cu așa. Întâția și la cum ea religioase și la astea, că nu mai am... Uite, de atunci, nu, că s-a spus spaua. Ce-am mai spus? Destul de rece. De fiecare. Și ați să vă fac, o paralelă. Am fost de domnul secretar știam, am ieșit la Sinaia. Un weekend, fiele și-o știam, nu știi, toată lumea, nu nimic. O, mi s-o părut că o decăzut. 1,5 milioane de intrare. L-am plătit, asta e. Fiii mei au căscat și-a gura pe acolo. Cu 20 de lei, mergem la cazinoul din Sinaia. E tot acolo în parc, e gol. E gol ca și clădire, n-are nimic în el, nu-i nimic cu audio. Dar modul ghidului de a-ți prezenta istoria locului, o valorat de 10 ori mai mult decât ce-am văzut la Peneș. M-au făcut să stau pe telefon, să văd dacă e adevărat ce spune și să caut poveștile, când se furau banii, când își pierdeau aia și nevestii la rulet, acolo mi s-a părut modul lui de a prezenta. Așa și la noi. Degeaba știa cineva Jianu. Obligația dumneavoastră și a generației anterioare este să învățați și pe altcineva Jianu. Sau ce a spus dumneavoastră, Oameni? Dacă nu m-am un băieț, e învățat, dar... Aveți gine! E mare, nu l-am creat eu. Eu am făcut, numai în ultimii ani de pandemie, n-am făcut. Am înregistrat cu copiii la clasă, eu cred că de aici ar trebui să înceapă, din școală. Da, și eu am fost cu Jianu și n-am fost în liceu. Am fost în general. În general, da. După ce era, între 5 și 8. Am întrebat, n-am făcut să vin cu ei, pentru că pandemie, n-ai cum să te pregătești. Că trebuie să recuperezi niște materii pentru toți. Eu-s deschis de diversificare și importat, ai bani și așa. Nu se știe dacă anul ăsta nu vin cu o echipă de căișoare. Nu, nu, părerea mea, dacă nu mai duc proiect, nu mai văzut cu cineva. Este o interpelare, vreau, adică am văzut cum o tratează dumneavoastră, nu o să mai aștept până la următoarea ședință, care o să fie în iunie. Nu, eu îți iau legătura, deci vă spun, cu sportul popular, am văzut Chiriac Roxana. Nu știu dacă face parte din vreo asociație sau ceva, dar am văzut că e parte dintr-o... Nu știu, un ansamblu, nu ansamblu, nu-i ansamblu. Promovează sportul popular românesc. Știu sigur că a făcut dansuri. Ia promoții și serii din copiii care aveam atunci deodată cu ea, am participat la concursul ăsta, Confluenții Trotușeni. Știu sigur că ea în facultate a făcut, făcut parte sau a fost membru a unei formații de dansuri de acolo din Târgu Mureș. Și acum am văzut recent pe Facebook că promovează sportul popular. Asta nu știu dacă eu am să discut cu ea, să iau legătura și nu știu, mie mi se pare ok să pricepi, o luat cursul de dans, nu știu dacă are de asta de instructor sau așa, dar este... Eu, și la ea m-am gândit, adică... Eu aștept la discuții. Important e să vrei și să vină și să facă treaba. Îi place, este pasionată, e foarte populară. Încă o dată, de la bun început, vă spun, nu știu să vă zic, dar are... O învăț trebuie să facă să se autorizeze. O învăț trebuie să te puteți ilegal, dar doar cu ilegal. Și era pe care a învățat. Când e discuția, s-a dat. Și sigur mai cunoaște, am impresia că din Bravoie, la el, dar nu știu, nu cunosc pe persoană. Dar nu mai vine într-o. Toată nu mai vine, dacă nu-i valie cu Ragea Primar, nu vine, n-ar fi.
placarda lui Dubrava? Ce am placarda lui Căieșu ai pură voi? Asta e viața. Dar ce fasație a fost cu Căieșu? Da, dar era interes. Și cum am putea să-mi să putea să putea să nu lucreze și să putea să fie dușa? Înseamnă că tu am prezut. Eu am fost prieten când am văzut. Altfel de doar inima când ești de aici. Dar spune eu, a fost la nuntă. A fiecare. Eu aștept cum ai rădat. Să vedeți, dacă vă zic, cei noștri de atunci să vine... Valerii, a doua, spune la cum interpelează. Mulțumesc, deci amânăm și nu supunem la vădă. Da, nu supunem la vădă. Discuții. Avem o interpelare, organizarea evenimentului de inaugurare pentru teren de sport Evelia, propus prin adresa numărul 1208, din data de 9-5-2022, emisă de școala gimnazială, numărul 1 Gura Vâine. Da, domnul. Dar știți de ce? Mi-mi place să fac lucruri la timpul lor. Așteptăm recepția de la ISC, frumos semnată, să avem document negru pe alb, că totul este ok. Lucrarea a fost verificată de ISC. Mai sunt de depus niște documente de completat. Când o să avem ștabila inspectorului reprezentant al ISC-ului, suntem ok. Nu facem inaugurări, mai tăiem publici înaintea lucrurilor, pentru că, Doamne ferește, se întâmplă ceva în ziua respectivă, și suntem răspunzători și după aia picăm și la uite, primarul a făcut inaugurare fără să aibă recepție. Mai concret, la cartea tehnică, lipsesc câteva piese. Deci, ca parte executată, este ok. Asta înseamnă că, în accepțiunea mea, după discuții și cu reprezentanții școlii, școala s-a aflat în perioada de evaluare națională. Inaugurarea, domnul Bășan, mi-a zis? Inaugurarea va avea loc în ultima săptămână de școală. În apropierea vacanței. Pe 10 iunie, 9 iunie. Deci în apropierea vacanței. Cât mai e? Na, cât mai e? Ca să se elibereze și școala, cu ce are de făcut, cu raportările, cu evaluările, cu nebunia care o să fie și să termine ce de făcut, iar și noi copiii să știu că se apropie de vacanță, nu interferăm foarte tare cu activitatea școlară și să fie frumos. L-am rugat pe domnul profesor de sport un pic să creioneze ceea ce ține de școală. Pe domnul Vișan, rog public, acum vă rog să consemnați. Puteți să notați. Să organizeze echipă de fotbal la Temelia, de adulți. Okay. Vor juca împotriva echipe de All-Star. La fel la Dumbrava. La Dumbrava am rugămintea să se creioneze o echipă de adulți. Nu, eu sunt lucrurile, dacă i-a făcut domnul Marius Vișan parte joacă, să-ți facem și mie la Dumbrava. Zic cu bără, de când i-a făcut parte joacă, nu am văzut. Așa, dacă ești la Gura Vâine, am avut o așteptă, așteptăți la fără. Fără discuții. O să fie frumos, o să vină multă lume bună și o să ne simțim ca atare invitat ca tot Consiliul Local. M-am ținut din cuvânt cu locul de joacă. Era de așteptat. Am discutat de la început. Acum, sunt curios ce mă mai întrebați în ședința. Mai rămas fără interpelări. Mă, dacă are acces la terenul de joacă, de acum am ajuns. Am ajuns la Dumbrava, ne-am apucăm de montat și la Dumbrava. Acolo încă mai trebuie montate că... S-o căzată mire, nu? Da, da, chestia aia mare, tunelul ăla așa, e chiar aproape de geam. Dacă Doamne ferește, dă în gând la omul, că au fost duminică niște băieți mai mărișori pe teren, pe acolo, și s-au, bineînțeles că s-au zgăibărat și pe astea, ne-am uitat pe cameră, dacă răstoarnă aia, drept în geamul. E bine că m-am uitat pe cameră, nu ajung imagini de pe cameră la mine, ca să dau și-o cu mâna poliției, să mai duc imediat studiul ăla. Dar eu m-am rugat și în genul... Trebuie văzut la fa... adică... Nu știu de ce ne v-ați rugat, că se poate face poză la... Da, se poate. Poate de astăzi acolo o să primă și imagini de la... Eu n-am fost rugată să vă trimit, că imediat vă trimit, adică nu e nicio problemă. Discut așa instituțional, dar cred că s-o prea până într-un punct. Dar acolo la joc, la unii îți face foarte. Rămâne să discut. Rămâne neapărat, deci oricum dar nu ar trebui asupra locului de montat. E foarte bine de lucrat acolo în fața. Dar cred că mai bine în curtea școlii, acolo unde e lui ăla, cel mai bine, cel mai... Asta e decizia pe care o să o luăm, pentru că este foarte greu de amenajată în parc.
Deci foarte, foarte greu de amenajat. Mai ales că trebuie să-ți aștept. Dar este o piscină. Este loc între peretele de pământ, Via Nache, spre Nene Nache și școală. Noi cam în zona aia o să vrem să-l remontăm. Da, este o dar trebuie gândit la cine e făcut acolo. Unde? Păi de ce sunt gândit? L-ai dat terenul de fotbal? Da, mă, între în el, ăla spre Ianache, o să termină zidul de sprijin. Da. Da, o să găsim, dar căutăm spre sală, că e acolo destul de destul de înclinat. Unii vroiam inițial în fața școlii acolo, nu? O să facem tot în curtea școlii. E mai ok. Dar unii chiar în direcția școlii, nu se merge spre teren de fotbal, facă de spățătura aia spre școală, să facă un gat și din dreapta, cum era dat pe ce acolo. Nu se poate. Păi da, acolo sunt. Trebuie acolo. Acolo sunt. Nu chiar mai practic. Sau la intrare. Unde se ajunge zidul de trei zile? Acum este terenul din fotbal, dar s-a... El ocupă cam 15 pe 15, să vă faci, nu prea percepe el. Dar o să zic la... Am explicat, se termină zidul de sprijin a terenului, până în salci. El ocupă cam 15 pe 15, cam asta e dimensiunea lui și încercăm să nu luăm nici din calea de acces, nici din nimic. Asta zic, iese frumos, îi lucrăm cu băieții noștri din deservire și servicii. Vreau să rămână clar de aici și pentru pompieri. Dar rămâne. Dar rămâne, că dacă nu se trece până rămâne noi. Dacă vă, să vă faceți o idee, am luat-o, deci am luat la Dumbrava și la Temelia acum, că la Motocești și Sprevăzut în trimestru 3, am luat cu 30.000 bucată, 30.000 de lei. Sau e bun, e bun. Unica era foarte, cum a lucrat ăștia astăzi, era teroare. Știu, da. Am și o problemă legislativă. Legea spune că trebuie să aducă constructorul drumul la starea inițială. Eu da. Dacă fac foi de parcurs cu lucrat imediat după ei, nu vreau să vă spun cam ce, da, știu, cam ce control așa am avut perioada asta. Și mai lasă mai pur băleacă de timp, dacă nu intervine, intervine, dar băleacă să mai... Dacă aveam un tip de asfalt și nu știu cum am făcut. Azi dimineața mi-am putut să urci cu microbuzurile. Ai avut ce să dea să e traseul de apă, treci în chiar. Și dacă tot suntem... Deja l-au rupt băieții. Tot ce-ți ia la liber, să dă un primar, e în alt acolo. Starea n-am terminat. Bă, da, am urmărit. Dar nu ai spus ce-ți la liber. Nu, legat tot cu școala, dacă tot așa, vroiam că dacă ne puteți sprijini cu o cărticică pentru fiecare premiat. Noi am discutat în Consiliul de Administrație... Era bun dacă discutam la buget pe asta. I-am spus doar de foste director să facă o adresă când am discutat. Adică o carticică sunt pe toate... Culori. Foarte, foarte... Un 5-6 lei carticica... Dar nu se poate sponsoriza, uite eu de exemplu mă ofer să sponsorizez. Am sponsorizat. Cu mare drag, cum să nu, adică de ce... Deci putem face așa pe primărie? Cu o singură condiție, vă spun cum eu mă oferesc dumneavoastră, fac achiziții, dar la edificare de buget ducem bani acolo, că nu am bani la așa ceva. Păi nu, e o carticică 5-6 lei, un dicționar din Antonini, o sumă, nu știu câte sumă. Dicționar explicativ. Deci la edificare de buget acoperă contul. Deci fac comandă, scriu un caiet de sarcini că plata va fi făcută în 60 zile, o să cumpărăm acel lucru. Oricum, nouă, ne trebuie pe 10 iulie, ca premier. Trebuie să ne cumpărăm noi, ca primărie. Da. Dumneavoastră numai să-mi faceți un necesar și cam ce titluri vreți. Da, da. Dar ai făcut necesarul. Da, am făcut și am zis, doamne, să vă fac... Astăzi doar la mine ce acea adresă. Era de 200. Era bun, era bun dacă o discutam din prima la buget. Așa, să mă suplimentam ceva acolo. Adică facem o inginerie acum. E permis, dar e ca să știți discuția de la bun început. Da. Și îl rezolvăm și da, și problemă. Da, se poate, dacă nu, dacă nu primim sponsorizare. Adică nu se poate, dar ca să știți... Adică noi tot timpul facem bani la copii și măcar... Numai e făcută cu tot, cu titluri, cu tot, ce... Nu, pe așa, bă, da. Îmi spuneți ce carte să cumpăr, eu fac... O să... Am înțeles că bine, o să avem iar Consiliul. Vă rog, deci, rugăminte e să faci așa. Exact, câte bucăți? Aia, câte bucăți? Eu așa de trebuie să le comand. Nu poți să lasă atitudinea de librării sau ceva? Nu, dar cum mergeți pe librării? Sunt foarte scumpe librării. Trebuie edituri. Pentru pocă, nu pentru edituri, e trimit, v-am zis, sau... Domnul Zătare, nu sunteți negativist astăzi, nu știu. Da. Aveți, că aveți o fixație cu crinișoare, băi, 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 bă
4 ani care joli până la 2, cine nu? Adică n-ați fost, n-ați fost, da, 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 pentru dansul modern. Nu te-ai dat de timp până acum, fii atent. Bine, nu. Mai ascultă, bă, de când mai bine mai aveți voi 6 luni, mai aveți da, la nivel, să nu pierdat acolo, băieții vă lăsat că pământ pe șanțul acolo, la prima ploaie, o ia pe partea sângă, o ia prin puț. Deci la de Radu Pietruț și la Sabin, zic că se e problema acolo, așa, teren pe pământ, pe drumul ăsta mult pământ, trebuie să luat. Mă să-i trimiți. Da, da. Deci ea de acolo, eu vă spun, și la el de la Pradaie și prima, acolo de la Troiță, pământul ăla acolo e în șanț. De la Valea iar mai e 100 de metri, iar e acolo. Și la Preotul, din casa parohială, la Sabin iar e, deci partea dreaptă, dacă vine o ploaie, deci tot șanțul e colmatat. O să-i pun, se repare. Nu vrea să ia, să le ia acolo, acolo e terminat, e gata. M-a ajuns aici la Pradaie și la Pastie. Să vedeți dacă e gata, vezi că în oraș mai sapă o dată, mai sapă două ori. Ai dat prea. Dar când tu te-ai pus de acolo, nu am avut conduit în loc. Ba, nu, oricum din muncit îmi place, când muncesc, au spor. Nu, nu, în restul nimic, eu o să-i spun să fii mai atent, dar să ia pământ. Și acolo, la, deci la cimitir, când a început cu țeava, la Enache, de asta acolo, drumul șoseaua, da, un metru pătrat acolo, e crapat, s-a lăsat. Din șosea, din asfalt. S-a lăsat acolo. O refaci. N-am zis de acolo. Condiția va ia, nu? Da, 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 da. Au făcut scris notă de constatare pentru completare cu asfaltul care trebuie pus, că n-au de unde să știe. Și-au făcut că trebuie proiectanți să facă completare și în partea aia pe strada bisericii și aici pe DG. O să le facă, vă dați seama că o să le facă, dar acum să le cer să și le facă imediat, în loc să-i lasă muncească, să-și bage, să bage conducta și așa, îi frec cu chestiile astea mărunte. La urmă vă dați seama că o să aducă toate drumurile astea din țăr, sunt obligat. Mai aranjul pe varianta de ce s-a terminat de chiar. Deci, astea sunt procedurile. Bine că, bine că lucrează, eu nu spun nimic, mulțumesc Dumnezeu că îi văd puternici, au potențial, dar văd, îi văd, ba vin tiruri, ba vin și aduc singuri, bă, nisip, umplutură. Lucrează bine și nici nu vreau să fie altfel. Să-i opresc din execuția lor și să spun, stai, crezi să mai pun un metru pătrat acolo, stai, lumea trebuie să înțeleagă, uitați-vă ce-i în oraș. Da, e o lucrare, suportăm acum până în toamnă și după aia știm când am ridicat robinetul cu geapă. Pentru asta suportăm. Mult foarte mulți mă sunau. Da, mi-a rupt bara, mi-a rupt... Vă cred. Da, dar ce l-am făcut? Data trecută a trecut la noi, pe acolo era pericul. Eu mi se pare că lucrează destul de îngrijit. Băieți, unii loc, unii ulița strâng, au mașina aia în carte, ia... Imediat, nu lasă sub plus, ați văzut... Eu am spus credința că acolo v-a sus, sunt patru locuri, drumul ăla pienat, am spus... Nu lasă mă mare de pământ. Acum, tot în cadrul rubricii diverse, eu sper. Sper că am încheiat controlul, cred, cu de cont. Sper, doar. Mă promate că nu cred că da, de două săptămâni, toată e ultima zi. De la trei săptămâni am ajuns la șase. Ne-am pregătit și lor în condica de prezență, un loc acolo să semneze. Deci, nu știu dacă vă puteți imagina cam ce fel de control am avut care s-o extins la două săptămâni. Și am fost controlați. La sânge. La sânge e puțin spus. Și foarte obositor că mi-a blocat și activitatea instituției, că Mihai la Milu trebuie să copii, Dan face machete, contabilul face nu știu ce, secretarul iar face machete. La un moment dat am și spus, băi, nu mai dăm înainte ca activitatea. Blocate toate rafturile la ei, toate conturile se blochează, că se face un fel de inventar al conturilor, nu poți să faci plăți, nu poți să faci nimic. Și sper, zic eu, că având un raport la mine în birou, sper că suntem în faza finală. Ca și concluzii nu sunt, nu e un raport rău, deci per total. Cu excepția a Căminului Cultural Dobrava, unde s-a stabilit prejudiciu de recuperat, exact cum mă așteptam. Cu excepția faptului că au fost niște greșeli salariale începând din 2019, iar angajații vor suferi aceste imputații, nicio entitate care efectua lucrări pe timpul meu, deci niciunul din lucrări, de executanță, diverse lucrări, ce achiziții am făcut, nu a suferit nimic măcar o imputație pe mine. Asta înseamnă că nu au fost decizii umflate,
nu au fost alte interese la mijloc, ci pur și simplu lucrarea a fost făcută pe bun la prețurile vremurilor respective. Mai sunt depuse anumite părți organizatorice la punct. Am rămas și eu surprins că la capitolul evidenței contabile lucrurile nu sunt atât de ordonate. De exemplu, încă rulăm investiția sistem de alimentare cu gaze de pe vremea lui Andreescu. Ea încă apare în implementare. Inventarele care s-au făcut de-a lungul anilor și pe care Consiliul Local l-a aprobat, s-au făcut pur formal, fără o logică. De exemplu, la acea conduită de gaze, noi avem un raport de expertiză care spune că se casează și nu mai este de utilitate. Ele trebuie curățate. Am dat dispoziție să lucreze cu seriozitate la inventarul comun, la inventarul pe bune al comunii, de la prețuri, la valoare de inventar, la ceea ce există cu adevărat în inventarul comunii, să știm și noi pe ce stăm. Pentru că după primele 3 săptămâni, prima discuție cu auditorul a spus că aveți un prejudiciu de 410 miliarde. I-am spus că închid primării, acum s-a acasă. Trămâi matalii. Da. Proastie. Între timp, ostilitățile s-au mai domolit, așa, dar controlul, să știți că a fost unul extrem de, așa, bine instrumentat, s-a dus până în anul 2003, ca să știți. Deci, au trecut peste toate controlele anterioare și au început cu anul 2003, de când se ține evidența în format electronic. Deci, pe total, să vedeți raportul, că trebuie să-l luați la cunoștință, nu este un raport rău. E vina mea că nu mi-am luat concediu, mi-l-a imputat, e vina lui domnul Panțăru că nu s-a luat concediu, l-a imputat. E vina lui domnul contabil că nu s-a luat concediu, l-a imputat. Mai câte ani ai dat înapoi? Sunt câțiva consilieri care în mandatul anterior au fost depistați cu prezență în pontaje și absență la comisii. De timpul actualului Consiliu Local s-a întâmplat numai domnul Mihai, a imputat o ședință. Așa, restul... domnul Bișan, aveți imputații. Știu. Așa, domnul... Din fostul Consiliu, domnul Diacon, am văzut. Nu să știu. Deci, o singură ședință pe timpul actualului Consiliu, la domnul Mihalcea, e plătită și ne contat. El nu prea semnează, am văzut când prea semneze. În rest, niciunul din alți consilieri nu aveți imputați, nici delegatul sătesc, pentru că am discutat și am spus, domnule, eu la conul legislativ n-am știut-o nici noi, tu corectăm de acum încolo. În rest, nu sunt imputații la adresa dumneavoastră, nici ca și Consiliul Local actual, nici ca și fost Consiliul Local. Pe mine ce mă bucur e că și stabilindu-ți prejudiciu foarte mult din trecut, îți dă de treabă pe viitor și în loc să te ocupi de ce ai de făcut, trebuie să te ocupi de trecut. Iar când te ocupi de trecut, îți pierzi timp și energie pe lucruri care nu se mai văd în teren de acum acolo. Să recuperezi sumă de unii, să recuperezi la ăla, să dai în judecată pe ăla. Nu ăsta e scopul și pe mine mă bucur că nu m-am legat din trecut. Evident că au fost și reclamații, vă dați seama, n-are cum să nu fie. Am trecut și peste ele, au fost instrumentate, verificate, nu sunt probleme. Deci pe timpul meu ca primar, ca un dator de credite, cu excepția unor drepturi salariale necuvenite, așa au hotărât ei, dar rămâne să ne judecăm, eu nu accept chestia așa, pentru faptul că nu mi-am luat concediu, este că nu am putut, nu că n-am vrut să-mi iau concediu și mi-a fost imputat și mie, și domnului Panțăr, și domnul contabil, ne vom judeca, nu sunt sume de recuperat de la nimeni. Rămâne doar acest cămin cultural. Cât e ca ora acolo? Aștia au fost indulgenți, așa. Mi-a spus, nu, încercați totuși să fiți obiectivi, așa, să nu mă apuc să caut cai vești de pereți, eu imputau 500 ceva de milioane. Nu vom mai recupera asta, vă spun de la bun început. Nu mai gândiți că vom mai recupera sumele vreodată. Dar ca idei, ca măsură, ne vom intra într-o judecată, pe acțiuni în pretenții, vedem ce va hotărâ instanța. În rest, v-am spus, e bine că nu mă leagă foarte mult de trecut și putem să avansăm. Ca și ultimul noutate, două proiecte au fost deocamdată avizate și aprobate prin programul Angel Salin. Extindere rețea de apă pe satul Gorabăie și modernizarea infrastructurii rutiere, satele Motoce și Plătinată. Gaze, nu? Deocamdată proiectul de gaze încă nu a trecut din etapa de evaluare. Altă problemă, cu ce reveste pentru apă? Eu am mai luat de la contact, cu despre și am mai dat care vor.
Dacă facem online, trebuie să vină aici, dar nu dar știți cum? Aici e o chestie care de seriozitate, pentru că, ținem minte, pe gura voi, la fel s-a dat, că era și campanie și asta, toată lumea s-a așa, a pus și când a venit la racordare, pentru că racordarea din cămin în casă e cu costuri, aha, dar noi n-avem, am crezut, dar acum a venit cineva și m-a întrebat, dar zicem, bagă până în casă, nu, domnule. Atât, nu poți investi. Deci, și adică să nu înțeleagă toată lumea că o să ne trezim cu, le punem la oameni care nu o să ia și oamenii serioși o să rămână și o să plătească. Deci uitați-vă la angajamentul ferm la urmă, spune că în termen de 30 de zile de la instalarea racordului, își va face instalația până în casă în condiții de eficiență tehnică și economică. Să vă dau un exemplu concret. Pe raza satului Guravăi sunt 537 de contracte. Știți câți consumatori am real? 370. Aproape 200 de branșamente stau degeaba, în consumul un metru cub de apă. Nici măcar nu-s răcodat în interiorul locuinței. De ce? Pentru că nu s-a făcut acest angajament ferm. Și racordarea cum a fost gratuit? Da, nu, nu ori vor plăti Consiliul Local de Extindere, a fost pe proiect. Deci, rugămintea mea este să tratezi cu seriozitate problema, pentru că eu voi centraliza cele și constructorul spune că este pregătit să facă angajamente. Eu... Trebuie să fac un precontract. Sunt deja, dar rugămintea mea este să oamenii să fie serioși. Adică numărul nu spun apă la poartă ca să crească prețul la casă. O pui, o duci în casă și mai și consumi 5 metri cu pe lună ca să fim în condiții de eficiență. Deci, nu se prevaleze foarte mult de chestia că, domnule, că dacă n-am bate de proprietate, aia e o formulare. Da, evident că trebuie să nu faci un contract cu proprietate. Am văzut că ați trimis pe mine. Când am băgat pe grasă, ia văd, tot de ea, pentru deja... Nu am bătrâie aici. Da. Dar oricum, dobra, spuneți-le oamenilor că nu este termenul că limite de până. Să ce vorbește? Așa. Care a făcut cerul la azi, stau așa vezi doamna ta. Da, 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 da. Până acum, pe centralizator, pe temelia se numește multe cereri. A idei, da, nu că... Pe proiect sunt 425 sau 65? 25 de branșamente gratuite. Dacă ne pui în mod suplimentar din buget local să facem branșarea gratuită la toți cei care vor, dar care chiar vor să o facă, chiar să consumea. Asta e ideea. E degeaba îți trag columbă la poartă și îți spui că după aia vinzi casa și aia potabilă, eu nu avantajează cu nimic. Pentru că astăzi am discutat cu Raja Constanța. Aștept un răspuns. Eu când mă duc cu o situație clară. S-a mai trecut de apă, pe lună trebuie să consumi, ați racordat, ați consumat. E nevoie de apă, o spune Dumbrava, e nevoie de apă. Obligat. Da, plătim să încălcă. Pe mâna, aia că nu vor lua. După ce se adună și se cam termină, ar trebui totuși analizat. Într-o comisă. Exact. Dacă el pleacă în Anglia și stă 12 luni și vine 2 săptămâni, îi trag apă pentru ce? Ca să aibă de 2 săptămâni. La 5, de la 7 ani. Iar eu dacă stau aici, pe nu mai ajung, că lucrez la primărie și nu trebuie să-l trag, nu trebuie să suport din buzunar. Adică trebuie făcut un pic și de serios. Așa, eu așa o gândesc. În clipa în care o să avem, de apropiem din momentul instalării racordurilor, o să facem tot un fel de ședințe de Consiliul Local, dar neoficială, ca și o comisie. Și Dumbrava, vă dau cereri, temeria, cereri, băltinata, cereri, motocești, cereri și ne uităm pe ele și vedem, domnule, ăsta nu vrea. De la bun început, poate să se sufere, poate vă fac și o cavalerică, poți să nu mai voteze. Cei care au făcut cereri discute la taxa de gunoi, nu le fac, prin motiv că nu locuiesc în comun. Păi dacă nu le ești locuiește în comun, nici acum ești consum. Deci, în primul rând. Deci eu încerc să adopt o chestie corectă. Păi nu pot să vă duvesc pe unul care mă plătește săracul taxa sau lucrat 2-3 persoane acolo, să chinui cum plătește, nu-i bagă apă gratuit, ca să-i bagă apă la unul care nici nu va consuma și vezi, doamne, nici taxa de gânduri nu plătește. Și le-am mai răspuns. Asta înseamnă, vezi că se leagă de-a lungul timpului. A, vreau apă, dar nu plătesc salubritatea. O, să vreau gaze, dar nu plătesc apă. Nu vreau apă. Nu există. Utilitățile publice se leagă între ele. Ești, de fapt, ești definit ca și consumator. Și sunt bani pe care investești, vezi că, uitați-vă, nu ne bate în jocul. Adică nu are rost, sunt 26 de miliarde, da? De ce? Să-i dau unul care se mă uită, stă, să-și pupă afară și mai curge și apă pe lângă? Nu. Nu ne bate în joc, nu ne bate în joc nici de bunurile comune, nici de oameni, nici de bunurile, nici de bani public.
Este păcat, este o investiție pe care trebuie să o ducem la o condiție maximă de eficiență. Așa că să le spuneți. Tot mai mereți prin așa, spuneți-le oameni. Da, sper să nu pățească cum am pățit noi. Inițial, în proiectul pe Gura Doi, a fost 400 și nu mai știu ce minte câte brașamente. Tot la fel, în jur de 400. În jur de 300, 400 deja. Dar că atunci cât au fost noi pe Gura Doi? Toate au fost. Toate. Că ați suplimentat două extindere. Vă spun și cine au făcut, au făcut Bricosoft-ul ăla. Taxa de raportare este prevăzută din lege, deci acest ajutor pe 2006 este 10 lei de raportare. Deci așa cum ar veni o autorizație de raportare, 10 lei de raportare. Eu am imputat și curtea de la trecută și am pus pe fete să recupereze. În rest, alte taxe pentru punerea în funcțiunea sistemului nu vor fi. Sunt prevăzute în proiect, sunt gratuite, legea te obligă să faci raportare gratuită la populație, la utilități publice. Nu vom stabili altă taxă, cât de vreme acest serviciu de utilități publice, cum e acum, este funcțional. Nu mai împovărez oamenii cu alte taxe pentru nimic. În clipa în care o să avem alt operator pe toată rețeaua de apă, așa cum o văd eu, abia atunci vom discuta de tarife noi autorizate, tot în condiții de eficiență. Deocamdată, lumea va beneficia de o raportare gratuită pe bun, nu cu taxele ulterioare. Nu, aici nu trebuie să trăiască nimeni la serviciul ăsta care îl țin eu. N-am niciun angajat. Deci, raporturile secundare le face tot firma, asta 300 cât ori fi. Pe proiect. Proiectul. Da. Problema e, după ce termină ei raporturile astea, prins în proiect, să nu pățim cum s-a întâmplat data trecută. A venit firma nu știu care să facă alte branșamente și a făcut acea pace. Dacă ar exista cerere suplimentare, deci vom depăși aceste branșamente prevăzute în proiect, imediat vin cu hotărâri de Consiliul Local, rectificăm bugetul, vedem cât a fost un branșament, ca bar n-am oricum zis, de scump. Așa, suplimentăm bugetul și mulțumim pe toată lumea. Cu o singură condiție, ca acel pe care îl raportăm, să-mi consumi un minim de 5 metri de acum. Asta e condiția. Altfel, nu e ok. Nu e ok. Când te trezești cu 2000 de branșamente și când te uiți la consumator real, 900. Cum? Cum? Eu ca primar am dat o declarație acolo când am depus proiectul. Ca și la gaz. Ca și la gaz, la fel. Nu mai merge cum mergea înainte. Mi-am spus că o să am de la gazii 1347 consumatori, adică 66% din populația, din numărul de gospodării din raza comună. E o declarație cu prețul de niște sențiale așa. Acum, copilul și gazul se jumătățesc. Pe județ, dacă nu mergi, ce este? Ce este tu de fapt? Ești mai bine, dar ești nevoie să tu ești. Da, dar ce să tu ești? Ce ești și eu? Da, să ne Ține mult și de consilieri locali când vă întâlniți cu oamenii să le prezentați tot tabloul ăsta. Pentru că cheltuim niște bani. Știu, știu. La gază. Ca să rămân. Vreți să rămân? Aia la gază? Vă spun la bancă și gază. Știți cât e greu la bancă? Până te înveți că zburgă apa de la... Și mai vezi la vecinul, la altul vecinul, că nu-i s-o mai trăca, nu-i s-o mai trăca mașina de la calca, nu-i s-o mai trăca pasul. Nu-i e greu până când. N-ai și tu. Păi tu de mapă, dar. Întotdeauna a fost să-l deșeam. Dacă vă mai...
O rugăminte, până miercuri, ați văzut că v-am dat declarațiile de avea și interese. Iar până miercuri, da, vreau să le am, să le pot da. Vă mulțumesc, prezent.